Nativii zodiei Berbec, în luna aprilie 2021, sunt marcați de o lună nouă care are loc chiar în Berbec. Luna nouă va fi în data de 12 aprilie, în jur de ora 5:30 se perfectează. Ce este important este că această lună nouă, fiind chiar în zodia Berbec, vă influențează în personalitatea voastră, vă influențează temperamentul, aspectul fizic, sănătatea, modul cum vă percep ceilalți. Practic, creează condiții pentru oportunități, pentru a vă reinventa, pentru a aduce în, ca prioritate obiectivele voastre personale. Problemele vi le puteți depăși prin curaj, prin abordarea lor directă și într-o oarecare limită este o perioadă în care egoismul până la urmă este ceva permis, pentru că trebuie să vă abordați direct problemele pe care le aveți de rezolvat. Luna aceasta nouă guvernează casa familiei și a originilor și e posibil să aveți un proiect nou, ceva legat de casă, de cămin, de relațiile cu părinții. Aveți nevoie de curaj și de ambiție. Soarele se află în sextil cu Marte și vă susține în a manifesta vitalitate, încredere în propriile forțe, îndrăzneală, capacitate de luptă, de afirmare, capacitatea de a lua decizii. Vă puteți utiliza energia pentru socializare și pentru a scoate în evidență scopuri constructive. Relațiile de familie sunt active, trainice, se manifestă dorința de colaborare. Până în data de 14 aprilie, aveți soarele în Mercur. Scuzați-mă, soarele cu Mercur și cu Venus în casa personalității. Deci până în această dată de 14 aprilie. Unde aveți personalitatea, unde aveți temperamentul, unde aveți aspectul fizic și sănătatea. Și aveți astfel posibilitatea de a produce schimbări. Aceste schimbări pentru voi se pot baza pe armonia între tandrețe, între dorință, între idealuri și pasiune. Pasiunile pot să ducă la excese, la experiențe noi. Relațiile de familie se pot manifesta pasional. Între 13 și 18 aprilie sunt aspecte favorabile între Soare, Jupiter și Marte, care vă susțin în a arăta maturitate, vitalitate, expansiune, afirmarea autorității voastre, însă totul făcut cu calm și cu detașare. De asemenea, vă ajută să fiți optimiști, să fiți conservatori, să fiți responsabili, să aveți idei, inițiative. Bun. În familie, relațiile pot fi agreabile, se poate manifesta armonia, acțiune, îndrăzneală, curaj, dorință de afirmare. În relațiile de familie veți căuta cel mai probabil colaborarea cu cei apropiați. În 19 aprilie apare o conjuncție între Soare și Mercur în Berbec, care vă favorizează în a fi receptivi, în a avea mai multă flexibilitate în planul spiritual, în a manifesta până la urmă un spirit un pic mai rațional, mai multă un spirit poate mai conștient, mai
axat pe rațiune, pe intelect, dar și spiritualitate. Veți comunica ușor cu cei apropiați, pentru că aspectele care se creează între Soare, Mercur și Marte favorizează o bună legătură între ceea ce doriți să faceți și acțiunile efective prin care faceți acele lucruri, le puneți în practică, între o legătură bună între ingeniozitate și combativitate. Poate să vă influențeze cu mai mult curaj, dorință de deplasare, mișcare, sunt posibile însă și imprudențe. Este o perioadă când bunul simț vă este foarte mult accentuat, relațiile pot să aducă controverse pasionale și relațiile cu copiii sunt bune. Luna plină din 27 aprilie aduce în lumină relații de suflet. Posibile lucruri mai vechi, poate împrumuturi, taxe, schimbări legate de banii celuilalt, ale partenerului de viață mai ales. Puteți culege roadele bune sau rele legate de folosirea banilor celuilalt, începute poate cu 6 luni în urmă. Proiectele și investițiile pot să aibă loc în domeniul afacerilor, al moștenirilor, al împrumuturilor, al taxelor. Pot să apară chestiuni de fidelitate în prim plan, de resurse comune, de planuri secrete, de luptă pentru putere sau relații de suflet care sunt evidențiate de această lună plină, care vă reamintesc că se perfectează în Scorpion. În data de 27 aprilie are loc această lună plină, deci cam la sfârșitul lunii aprilie.